Odată cu venirea iernii, drumurile noastre se acoperă încet, dar sigur cu un strat de gheață, polei sau zăpadă. Cum o parte din firmele care se ocupă de dezăpezire și de mentenanța șoselelor nu prea respectă indicațiile din caietele de sarcini, de multe ori șoferii rămân la mila mamei naturi. Dacă în anii trecuți aceștia erau obligați să-și echipeze autoturismele cu cauciucuri de iarnă, legea actuală impune obligativitatea acestor măsuri în funcție de vreme. Cu alte cuvinte, dacă ninge sau dacă șoseaua este alunecoasă din diverse cauze, șoferii sunt obligați să circule cu anvelope de iarnă. Având în vedere întrebarea dumneavoastră, v-aș spune că aș completa și aș spune că nu deținătorii de autoturisme, deținătorii de autovehicule trebuie să-și doteze autovehiculele cu anvelope tip MS pentru circulația pe timp de iarnă, atunci când partea carosabilă este acoperită cu zăpadă, polei sau gheață, iar conducătorii autovehiculor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone trebuie să-și monteze atunci când partea carosabilă, vorbim când partea carosabilă este acoperită cu zăpadă, gheață sau polei, trebuie să-și doteze autovehiculele cu lanțuri antiderapante sau alte dispozitive omologate. Tot la fel ar fi bine ca, având în vedere că am intrat deja în timpul rece, să se deplaseze la un service auto, să-și verifice sistemul de direcție, sistemul de frânare, sistemul de iluminare, semnalizare, dacă funcționează dezaburitorul. Legea obligă, deci, șoferii să aducă modificări autovehiculelor personale acum în prag de iarnă. Totuși, pentru a afla mai multe detalii direct de la specialiști, reporterii noștri au vizitat un service auto. Pentru perioada de iarnă, șoferii au obligații, dar și unitățile service fac unele recomandări de care trebuie să țină cont odată cu venirea sezonului rece. În primul rând, știm cu toții, suntem obligați să înlocuim anvelopele de vară cu cele de iarnă. E importantă uzura acestora, deci trebuie să aibă un grad cât mai scăzut de uzură. Putem exemplifica aici adâncimea profilului, trebuie să depășească 4 mm. Recomandăm la începerea sezonului și invităm șoferii în unitățile service verificările care le facem și noi. În primul rând, lichidul de răcire al motorului, ne referim la antigel, trebuie măsurat, acesta trebuie să aibă o valoare undeva la -35 de grade Celsius. Avem de asemenea lichidul de parbriz care trebuie să aibă să-mi reziste la o temperatură în jurul valorii de -20 de grade Celsius. De asemenea, starea ștergătoarelor e foarte importantă. Acestea trebuie să șteargă uniform parbrizul, fără să lase urme. Se înlocuiesc de regulă la un an de zile, un an jumătate, depinde de exploatarea autovehiculului. Instalația electrică, foarte important, climatizarea și dezaburirea. Cu cât amortizoarele sunt mai uzate, crește timpul și distanța de frânare. Exemplu, dacă avem amortizoare uzate sub 50%, cu gradul de uzură sub 50%, crește distanța de frânare de 2/3 din cea normală. Se recomandă uleiuri cu viscozitate mare la temperaturi mici. Sunt uleiuri speciale care se folosesc în sezonul rece. De regulă, producătorul autoturismului recomandă astfel de uleiuri, dar pentru necunoscători găsesc în service consiliere din acest punct de vedere. Stațiile PECO au înlocuit deja combustibilul de vară cu cel de iarnă, acesta fiind recomandat mai ales pentru motoarele diesel. Stațiile de combustibil cred că deja au început, avem la pompă un combustibil special pentru perioada de iarnă, mă refer la diesel, la mașinile diesel, la motorină. Se folosesc niște aditivi pentru perioada de iarnă care ajută de regulă la pornire. Cei care se aventurează iarna cu mașinile incorrect echipate vor suporta sancțiunile polițiștilor de la rutieră. Sunt sancțiuni aplicate conform codului rutier în clasa 4 de sancțiuni, de la 9 la 20 de puncte, de mulțit cu 105, cât este un punct amendă, sancțiunile sunt foarte mari, deci pleacă de la 945 de lei. Deci sancțiunile sunt foarte mari, plus că în momentul în care noi, cei de la poliția rutieră, identificăm în trafic un autovehicul care nu este dotat regulamentar
cu anvelope pentru iarnă sau autovehicule cu masa total maximă autorizată mai mare de 3,5 tone cu lanțuri antiderapante sau alte dispozitive omologate, se procedează și la măsura tehnico-administrativă de reținere a certificatului de matriculare. Și pietonii au o serie de obligații pe timpul iernii. Ați atins o zonă foarte sensibilă, foarte sensibilă, pentru că și eu constat ca și conducător auto faptul că sunt anumiți pietoni care, deși au obligația legală prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului 195/2002 republicată privind circulația pe drumurile publice, de a se asigura înainte de traversarea drumului prin loc permis, deci înainte de a coborâ de pe trotuar, petrecerea pentru pietoni, respectiv pe partea carosabilă, pietonul are obligația de a se asigura că poate efectua această manevră fără a pune în pericol siguranța lui sau a celorlalți participanți la traficul rutier. Deci au obligație legală. Dar la fel ca și dumneavoastră, și eu înregistrez foarte, din păcate, foarte multe situații în care pietonii nu se asigură în momentul în care efectuează această manevră. Chiar dacă trecerea pentru pietoni este prevăzută cu semafor destinat circulației pietonilor. În momentul în care a văzut verde, fără să se mai uita în stânga lui, din păcate, traversează. În această perioadă, o parte din serviciurile auto fac reduceri sau chiar oferă gratuități atunci când vine vorba de pregătirile mașinilor pentru iarnă. Aceste verificări noi le facem gratuit în perioada aceasta. Invităm toți conducătorii auto la noi. Și de asemenea le urăm un drum bun. Polițiștii recomandă luarea tuturor măsurilor de precauție atunci când vă aventurați la drumuri lungi și vremea nu e favorabilă. O pătură, un sandwich, câțiva litri de combustibil în plus, precum și o sacoșă cu nisip și o lopățică, nu vă vor îngreuna niciodată mașina și vă vor ajuta la nevoie.